V-ați apropiat, da? Cine e omul ăsta? Mai am nevoie de o demonstrație, dacă se poate. Ca să fiu 100% convinsă că e. Nu-l mai vedem. 99. Că fuge. Lăsați-i loc atunci. Lăsați-i loc. Fă ceva aici pe loc. Lăsați-i loc. Nu, 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 stai un moment. N-a vorbit deloc. Picior, bă, cine? Ia mă și tu. Face Dorian ce să fac. Ia mă Dorian. Stai că a zis-o Gina. Este simpaticul. Gina zice, Gina zice. Este simpaticul. Simpaticul Marian Drăgulescu. Marian Drăgulescu. Acela l-a mai făcut la munte. Marian Drăgulescu, da? Doamnelor și domnilor. Hai, bine, bă, hai. Hai, toți bine, suntem alături de tine. Prima dată în viața mea. Marian Drăgulescu. Cine? Marian Drăgulescu. Andreea, am nevoie de tine, Andreea, mulțumesc. Marian Drăgulescu, ambele tabere. Marele campion. Plătești bilet ca să-l vezi. Da. L-ați văzut gratis. Dar e prietenul meu din altă grotă. Din grota de vis-a-vis. Grota olimpică. Era un indiciu bun ăla cu vedete internațională. Omul din Neandertal. 3 milioane de ani a durat epoca preistorică și am ajuns aici. În spatele măștii e o celebritate mondială. Ne-a răstuat acum. S-au pus pariurile aici. Ambele tabere au pariat pe Marian Drăgulescu. Celebritatea internațională din spatele omului din Neandertal este... Este... Pe. Nu le arătăm încă, nu le arătăm, este... Celebritatea internațională din spatele omului din Neandertal este... Atenție că vine vedete mondiale, doamnelor și domnilor, Marian Drăgulescu! Alexander a fost elevul tău? A fost elevul meu, da. La Clubul Dinamo, acum vreo 10 ani. Deci Puștu a fost, tu l-ai învățat toate... Chestiile alea nu fac parte din gimnastică, dar am împrumutat foarte multe elemente din gimnastică, spre exemplu stândul pe mâini, pasterul și așa mai departe. Am mai adăugat niște lucruri și niște obiecte. Și uite unde și ce face. Da, ca să plătești să-l vezi pe Drăgulescu, e mult, costă ca să vezi. Ai, trebuie să iei bilet scump ca să-l vezi pe Marian. Vreau și eu să-i spun Marian, Marian, te iubesc! Lasă omul în pace! Iubește tu lui Dan, îi place să-i spui te iubesc! Marian Drăgulescu, dați aplauze, excelent! Să vă fie rușine de inculți, că a fost ziua lui Brâncuș și unul n-a pus o melodie cu el.